Începând de astăzi, Phantom Premier, adică deviale Phantom Classic la 103 decibeli, Gold Phantom la 108 decibeli și Gold Phantom Opera de Paris la 108 decibeli, devin Phantom One. Ce aduc nou Phantom One față de Premier? O variantă în culoare negru mat, iată aici, în toată splendoarea ei, iar varianta albă glossy devine alb mat. Pe lângă asta, o veste senzațională este că în pachetul de boxe Phantom One vei găsi și un Phantom Remote V2. Telecomanda asta este super, super sexy și oricum era un accesoriu destul de nice to have cu boxa asta, să nu tot umbli după telefon, iar în gama asta de preț mi se pare că merită să primești și tu telecomanda în pachet. E un add-on corect, să zicem. Trecem la noutățile despre soft, imediat ce vă zic și despre Reactor, adică Reactor 600, 900 și Reactor Opera de Paris. Ele nu aduc alte noutăți, în afară de faptul că de acum se vor numi Phantom 2. Ce veți mai observa la ambele game, Phantom 1 și Phantom 2, este că numele boxelor de acum vor conține SPL-ul direct în decibeli în denumire, pentru că e mult mai ușor să le identifici în felul ăsta. Deci Phantom 1 vine în variantele Phantom 1 103 decibeli, culori alb mat cu laterale argintii și negru mat cu laterale negre mat, all black, și Phantom 1 108 decibeli, culori alb mat cu laterale rose gold, ca și până acum la Gold Phantom, și negru mat cu laterale dark chrome. Nu negru simplu, ci cromat, după cum vezi. Interesant, plus deja cunoscuta Opera de Paris la 108 decibeli. Iar Phantom 2 95 decibeli și 98 decibeli vin în variantele alb și negru, ca până acum, plus cunoscuta Opera de Paris la 98 decibeli. Dar mai este ceva. Ceva de care se bucură atât noile game Phantom 1 și 2, cât și vechile Premier și Reactor. Odată cu această lansare, avem și noua variantă Deviale Operating System disponibilă, deci va fi nevoie de un firmware update la boxele voastre preferate. Iar odată cu aplicația Deviale, avem în sfârșit Apple AirPlay 2 pe boxele Deviale și suport pentru Rune Ready. De asemenea, noua aplicație de Deviale aduce și Night Mode, cât și niște mici îmbunătățiri, precum și faptul că a fost activată redarea streamingului la 24-bit high-res din sursele UPnP și Rune. Cât despre accesoriile pentru Phantom 1, telecomanda inclusă în pachet va fi în culori ce respectă finisajul și culoarea boxei, adică Remote Matte White pentru boxele Matte White și Remote Matte Black pentru boxele negre din noua gamă, dar opțional poți cumpăra ca până acum Deviale 3 Matte White și 3 Pod în varianta Matte White sau Matte Black. Noi deja avem pregătite superbitățile astea în showroom, gata să le ascultați, să vă limpeziți ochii, urechile și mintea cu ele, deci vă așteptăm cu tot dragul la Avestor în Herăstrău sau Cotroceni. Până atunci, subscribe și click pe clopoțel ca să aflați de câte ori punem ceva nou pe net și să fiți primii care primesc informațiile calde ca pâinea proaspăt scoasă din cuptor. Pe curând!